În audiții, Andra a avut emoții pentru telefonul ei. Eu am avut emoții pentru Bobo, era să-l pierde. Are atestat de magician obținut la The International Brotherhood of Magicians, cu sediul central în New York. Poți să ai toate atestatele din lume. Cel mai greu este să-l convingi pe expertul nostru în magie și orice. Dragoș Bucur! Dacă e azi aici, e clar că l-a impresionat. Aplauze pentru Gary Cosma! Bună seara și bine v-am găsit! Ar fi o mare minciună dacă aș spune că nu mă bucur să fiu aici. De asta voi spune exact inversul. Chiar mă bucur să fiu aici și acum. Tot ce urmează să se întâmple nu e decât o frumoasă nebunie. Înainte de a începe, am mai spus-o, dar pentru numerele de magie pe care le fac, am nevoie și pun accent pe asistentă. Cu această ocazie o invit cu mare drag alături de mine pe Andra. Te rog mult, te rog mult, vino aici. Fără telefon, fără nimic, fără telefon. Dar ce s-a întâmplat? Ce te reține? Vino, mamă, să mă vezi, ai la unitate. Nu te-ai gândit. Mamă, deci sunt gata. Nu te-ai gândit, nu te-ai gândit. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Ai grijă, că ai auzit ce s-a întâmplat, da? Cui e în mână, aici sunt. Dar tu ce ai cu mine? De ce? Salut, am și trecut la tău, sper să nu te superi, pentru că data trecută am repetat cuvântul dumneavoastră de 36 de ori și mi s-a părut prea mult. Te rog să treci aici. Te rog să nu mă faci să dispar, că aici sunt copiii mei. Se sperie. Da, îi salutăm. Deci, dacă data trecută ne-am jucat într-un joc de noroc, da. De această dată vom face altceva. Am emoții. Și anume vom trece un test de noroc. Dragoș, replica ta. Aoleu, nu-mi place cum sună. Aoleu, nu-mi place cum sună. De ce? Pentru că e cea mai simplă metodă de verifica norocul. Avem un stativ, doi și un cui. Un cui absolut normal. Nu vreau ca cineva din sală să creadă că este din cauciuc. Andra, verifică-l. Dar de ce? Da, e ascuțit, e rău. Pau! Deci, ca să fie totul adevărat și cinstit... Sper că doar de asta m-ai chemat aici, să verific, nu? Nu chiar într-atât. Deci, vom avea trei stative. Două sunt pustii, unul va avea cui. Andra, eu mă voi întoarce cu spatele ca să nu văd ce faci aici. Două sunt pustii. Doar, atent, ușor, le amesteci un pic haotic, dacă eu să nu știu în care din ele se află acel cui. Să le amestec cui. Eu sau da. Cum? Okay. Te rog, atent. Cei din sală rog să nu șoptească, pentru că am repetat, e un număr foarte periculos și mai mulți magicieni au încercat să facă acest număr, dar din păcate nu ți-au avut noroc. Andra, gata? Da. E ok, bun. Nici măcar nu voi folosi tehnici speciale. Am să te rog doar un lucru. De fiecare dată când întreb dacă cuiul este aici, îmi spui da. De exemplu, eu întreb, cuiul este aici, îmi spui da. Păi eu mai știu. A, da. Cuiul este aici? La toate. Da. Cuiul este aici? E bine. Da. Cuiul este aici? Da. Da. Cuiul este aici? Da. Evident. Deci, ai spus că cuiul se află aici. Da. Bine, să încercăm. Mai aveam o mână de rezervă în cazul în care nu am nimerit, dar asta ce am făcut-o. Chiar nu am nimerit pentru că aveam două cui aici și haideți să mergem mai departe. Andy, te rog. Poți să urmează plec? Replica ta. Situația se complică. Gary, situația se complică. Exact, pentru că vom avea un cui, vom avea al doilea cui, vom avea al treilea cui. Și de această dată vom face același lucru. Le vom acoperi cu aceste conuri. 1, 2, 3. Andra, de mult am vrut să-ți spun. De fapt, data trecută am avut emoții și mi s-au tăiat cuvintele. Dar apreciez mult ceea ce faci. Chiar îmi place muzica ta, mesajul, textul, starea, dispoziția și... Dacă mi se întâmplă ceva, să știți că am lansat o piesă, măcar să... Da, deci, ai aceeași misiune simplă. Eu mă voi întoarce cu spatele. Le amesteci ăsta care nu are cui, îl amesteci între cele care au deja, așa bine? Așa facem. Ok. Bun, succes! Cei din sală pot să șoptească, dar mai bine ar fi să se abțină, pentru că am spus, e un truc periculos. Gata? Stai un pic, stai că m-ai speriat, stai așa. Gata, destul, Andra, ok? Destul? E ok? Da. Dacă schimbat... Deci, acum am să te rog să te întorci tu. Eu? Da. Ok. Nu se întâmplă nimic. Eu sunt jurat aici, de ce gata, mai... deja poți să te întorci. Gata. Deci, vom face mai simplu. Inima îmi spune că... Inima mea... Trebuie să lovesc aici. Să ne chem pe unul din noi să dăm. Intuiția îmi spune că ar trebui să mă opresc. Și doar nebunia de mine îmi spune că... inevitabil va fi bine.
Bun, prima dată mi-am încercat singur norocul, de această dată mă fac și împreună. Vino mai aproape. Eu nu mă bag, lăsi ceva. Ești stânga și dreptaci? Eu scum, da, că, pe, nu, că eu că când nu mai am o mână de rezervă. Am concerte, stai, trebuie să țin microfonul cu mâna asta. Nu, vom face. E frică. Vom face în felul următor. Voi pune eu primul mână. Uite așa, da, mai merge. Deci voi număra până la 3. Da. Și când auzi 3, strivim conul, bine? Bine. 1! Ce faci? Și de această dată magia e cu noi. Ia, ce m-am speriat. Ok. Dacă prima dată ne-am încercat norocul singur, a doua oară ne-am încercat ambii. Da. A treia oară Andra își va încerca norocul singură, fără participarea mea. Bun, nu vreau ca cineva dintre cei care ne urmăresc să creadă că am ceva ascuns în mâini și de asta îmi vă le scoate. Dar să fiți siguri că nu am ce ascunde, chiar sunt curat. Ok, Andra, aceleași conuri peste cuie. Eu mă voi întoarce ușor, atent, le amesteci da, un pic. Da, bine? Da. Te rog frumos. Ok, destul? E ok? Da. Da. Am să te rog să te întorci și tu, te rog frumos. Da. Nu fac nimic. Este? Nu-mi place postura în care m-ați pus. Ok, Andra, te rog da, să te întorci. Da, e frică. Bobă, cum crezi? În care plic va lovi Andra? Corect, el va lovi în cel din mijloc. Deci pune-i mâna deasupra. Pune-i mâna deasupra. Băi. Stai așa, nu fă nimic, nu fă nicio mișcare dacă în plus. Dacă pățești ceva. Cătălin! Cătăline, nu se întâmplă nimic strașnic. Chiar dacă eu greșesc, Andra își va aminti de mine mult timp înainte. Cred! Bun, pune mâna deasupra, pune mâna deasupra aici. Da. Doar așa. Da, haide și tu aici. Nu, eu prin părți, ok? Nu faci nicio mișcare. Ok. Dragostea e tot ce rămâne. Deci, voi număra până la 11. Când auzi cifra 11, știi ce ai de făcut. Da. Fugi. Fugi. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Au dispărut cuile, exact așa să dispară și frica din noi. Pentru că ea este ultimul lucru de care trebuie să ne temem. Vă mulțumesc! Andra, îți mulțumesc pentru participare. Să știi că ai un noroc fenomenal. Știi, bad. Vă mulțumesc, care veniți după mine. Mulțumesc. Ha. Și-a făcut, cum tremur, Doamne. Doamne, mi-au căzut astea, te mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Nu am înțeles. A luat Andra toate cuiele. Gari Cosma a fost un număr cu cucuie. Andy Moisescu. Băi, eu nu cred că e adevărat. Să mai fac încă o dată, nu? Eu vreau să vă reluare. Ce să zic? Ce să mai zic? Pe face canalul de YouTube al Luana. Eu nu o să pot să comentez acest număr. Doamne, m-am gândit numai la... În fine. Ce vrei să mai zic acum, după tot momentul ăsta? Dacă făcea numărul ăsta pe străzile din Londra, era arestat. Bun. Dragoș. Ia să vedem, ești specialist de 2 ani. Iar eu trebuie să recunosc că apreciez foarte, foarte mult. Atât de mult încât sunt gata să spun o grămadă de lucruri laudative la adresa ta. Că nu m-ai chemat pe mine pe scenă. Și îți explic de ce. Ai fi avut un număr ratat. Eu nu treceam prin ce a trecut Andra. Dar așa, cu o asistentă extraordinară, cu un număr spectaculos, ai toate șansele să mergi mai departe. Felicitări! Păi tu ce ai fi făcut, mă, Dragoș? Eu? Da. Îi dădeam două palme și îl dădeam afară de barbă, știi cum așa îl trăgeam. Vezi ce înseamnă să ai alegeri bune în viață? Așa violent ești, mă? Nu, asta aș făcut la televizor. Bobo, tu? Bă, eu trebuie să zic, Gari, că... N-am fost atât de impresionat de numărul ăsta, pentru că am avut așa impresia că ai avut foarte multe emoții, man. Adică mie îmi place magia și mai ales numerele astea care au și un spor de periculozitate așa cât de cât ridicat sau un factor de risc. Îmi place să fie executate, cum să spun eu, chirurgical. În momentul în care văd că îți mai cade un cui, mai sare nu știu ce, îți mai tremură mâna, mă întreb dacă noi am mai trecut prin asta aici. Era să moară săracul neamț și să-i dea ala cu toporul în cap. Și mă ia puțin panica. De asta cred că ar fi putut fi executat mai bine și cu mai puține emoții ți-ar fi ieșit mai bine.
dar sper ca acasă să se fi văzut așa cum trebuie, un număr de magie și lumea să te aprecieze, să te voteze și să mergi mai departe. Bobo, cu mine pe scenă acolo, normal că a avut emoții. Păi, da. Da, și țin foarte mult și la Andra și nu mi-a plăcut că ai luat-o și ai pus-o în pericol. Doamna asistentă! A fost greu, sincer, mi-a fost frică. Mă gândeam, Doamne, mă duc la concert cu cuiul în mână aici. Da. Cred că s-a văzut diferit de aici. Eu am stat cu frică, mâine la reluare o să fie diferit pentru mine să privesc acest moment. Mie mi-a plăcut și la preselecții de tine, deși mai ales pe mine, și am crezut că o să-ți stric momentul. Dacă v-a plăcut, înseamnă că e bine. Mie mi-a fost teamă. O veste bună, o veste bună pentru Andra și, la, și în reluare la fel. Nu m-am gândit, nu m-am gândit.